Aș vrea să ne mutăm puțin pe plan internet și să lămurim pentru început un moment. Atacul TSD la președintele PNL Florin Câțu, un atac care nu a fost văzut cu ochii buni, am văzut de partenerii de coaliție, mă refer aici la liberali. S-a vorbit despre faptul că dumneavoastră, în calitate de președinte interimar al Tineretului Social-Democrat, ați coordonat o astfel de campanie împotriva președintelui PNL Florin Câțu. Cum au stat de fapt lucrurile? Aș începe prin a evita cuvântul atac. Tineretul Social-Democrat, Partidul Social-Democrat, la niciun moment nu l-a atacat pe domnul Câțu. Pentru cei care au avut curiozitatea să citească, sau mă rog, să se uite la acel filmuleț, practic sunt bucăți de declarații ale domnului Câțu, care au fost alipite fără niciun comentariu, fără niciun, nu știu, atac la adresa persoanei, ci efectiv colegii mei. Noi avem în zona de online, avem o echipă foarte energică de colegi care produc materiale, pregătesc postări zilnice și așa mai departe, li s-a părut interesant să arate inconsecvența liderului Partidului Național Liberal. Asta a fost tot. Deci n-a fost vorba despre un atac. Din punctul nostru de vedere, nu. Așa s-a văzut la PNL. Eu mi-amintesc că zilele trecute Ciprian Ciucu, care este și primar și președintele PNL București, era foarte revoltat de această postare și spunea desu că nu e în regulă, dat fiind faptul că sunteți parteneri la guvernare. V-am zis, dacă ar fi fost un atac sau dacă am fi spus ceva jignitor la adresa domnului Câțu, aș fi putut, sau mă rog, aș fi intrat în acest dialog, dezbatere, dacă a fost un atac sau nu. Efectiv, au fost declarații, chiar sfătuiesc pe toată lumea să caute postarea respectivă, declarații ale președintelui PNL în diferite momente, în care e adevărat că domnul Câțu se contrazice pe sine la diferite momente, la câteva luni distanță, asta e adevărat, dar sunt niște declarații publice pe care domnul fost prim-ministru și le-a asumat. N-a fost nimic altceva, veți vedea că n-am făcut nicio caricatură, n-am pus niciun mesaj jignitor. Doamne ferește, efectiv am făcut o colecție, dacă pot să zic așa, de declarații pe care le-am pus într-un colaj. Vi s-au cerut personal explicații după acea postare? Nu, pot să vă spun. Am primit două întrebări. Ce am făcut, că mă rog, persoana, colegi care m-au întrebat ce s-a întâmplat, că nu văzuseră filmulețul. În momentul în care le-am spus și le-am dat și link-ul, a zis, pentru asta atâta atacaz, adică reacția a fost destul de surprinzătoare și inclusiv pentru noi, dar mă rog, noi ne bucurăm că domnul Câțu ne-a făcut reclamă, mai ales că în ultima perioadă mai rar ați auzit de Tineretul Social-Democrat în spațiu public, sperăm că în perioada viitoare să fie din ce în ce mai vizibil. Deci ne-a făcut o reclamă foarte, foarte bună domnul Câțu, plus că noi ne așteptam din partea colegilor poate de la Tineret, de la Tineretul Național Liberal să ne reproșeze dacă au ceva de reproșat și nu din partea conducerii. Am văzut că ulterior au încercat și ei un joc de cuvinte. Care le-a ieșit un pic, din câte am văzut, recunosc că n-am stat chiar să-l urmăresc, dar am văzut că le-a ieșit fix invers. Comentariile erau destul de acide la adresa colegilor de la PNL. Deci nu știu dacă scopul a fost atins în postarea respectivă.